5 emisiuni populare din copilăria noastră, partea a doua. Tărâmatul de pe 2 a fost una dintre cele mai de succes emisiuni de la TVR2. A fost prezentată de Cătălin Măruță, iar în emisiune erau invitați artiști în vogă din acele vremuri. De cele mai multe ori, ei erau puși să cânte live, tocmai pentru a-și demonstra calitățile vocale. Și nu toți erau fericiți. Cineva zicea în comentariile de la videoul precedent de Ploaia de Stele de pe TVR1. A fost printre primele show-uri de talente difuzate la noi la începutul anilor 2000. Formatul emisiunii era simplu. În studio, mai mulți concurenți încercau să imite vedete internaționale de succes. Spre finele anilor 2000, a fost făcută și o variantă cu copii, Ploaia de Steluțe. Nu putem să uităm nici de Școala Vedetelor și iarăși vă mulțumesc celor din comentarii. A fost un adevărat fenomen al anilor 90. Aici s-au lansat vedete precum Adi Despot, Călin Goia, Călin Ciambașu, Nadin sau Mălina Olinescu. Nu știu neapărat dacă îl putem numi show de talente, dar de pe băncile sale au ieșit adevărate vedete. Să rămânem în anii 90 și să vorbim despre Tip Top Mini Top, o emisiune muzicală pentru copii care se difuza sâmbătă dimineața. Ceaiul de la ora 5 a fost un precursor al emisiunilor lui Teo, Măruță sau Mirela Vaida. Emisiunea a fost o prezență constantă în anii 90 pe TVR2, iar prin 1997 țin minte că era transmisă live dintr-un club din București. Ia să vedem cine își mai aduce aminte cum o chema pe prezentatoare. Scrieți în comentarii.